În timpul regimului comunist, eseistul și filozoful Petre Țuțea a executat 13 ani de detenție politică, dintre care 5 în penitenciarul Aiud. Începând de astăzi, o sală din cadrul închisorii, destinată activităților de educație, îi va purta numele. Slujba de binecuvântare a sălii Petre Țuțea din penitenciarul Aiud a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, și cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Sala este destinată desfășurării activităților de educație și asistență psihosocială destinate persoanelor private de libertate. Chiar dacă în sufletul nostru avem această tristețe pentru dumneavoastră a privării de libertate, avem și o speranță. V-am auzit cum ați cântat. Și nu arta am luat-o în seamă, modul artistic de prezentare, ci cum v-ați implicat și v-ați asumat cuvintele pe care le-ați exprimat în cântare sau în poezie. E adevărat că le-ați luat de la alții, dar luăm de la alții ca să ajungem și noi să putem da altora. Iar această inițiativă de a pune sub numele filozofului, creștinului Petre Țuțea, acest centru de reeducare, acest centru spiritual, este un lucru extraordinar și el va sta legat de biserică cu aceeași putere, cu aceeași lucrare a Duhului Sfânt. Un proroc, Ezechiel, spunea că lemnul de viță nu are valoare în sine. Tot așa omul, această ființă fragilă, nu are valoare în sine separat de Dumnezeu. Iar viața lui nu are sens fără Dumnezeu, care l-a creat din iubire și l-a răscumpărat cu prețiosul sânge al lui Hristos. Această iubire divină crucificată este eternă și neschimbătoare. Dacă tu îți ancorezi existența ta în Dumnezeu, oricât de netrebnic ai fi, se produce în tine o uimitoare schimbare. Astfel, pe ruinele omului vechi se înalță capodopera omului nou, care poate exclama: am fost orb și acum văd. Am fost mort și am înviat. De această reabilitare sau redresare spirituală trebuie să fie conștienți deținuții aflați aici. Ce putem citi din aceste litografii? Îndârjire, speranță, împăcare, iertare, credință. Există un mesaj nespus, dar pe care îl observăm aproape în fiecare litografie. Însă părerea mea este că litografia părintele Arsenie Papacioc o și spune prin viu grai. Evenimentul face parte din proiectul Memorie și mărturisire în penitenciare, desfășurat de Administrația Națională a Penitenciarelor, dar se încadrează și între activitățile pe care Biserica Ortodoxă Română le organizează în acest an pentru comemorarea apărătorilor Ortodoxiei din timpul comunismului.